Salutare, salutare! Vorbesc astăzi despre fit ce vreau eu, adică despre Woody Allen și despre un film extraordinar din 2011 al lui Woody Allen care se numește Midnight in Paris, pe care l-am revăzut în urmă cu 4 zile. This is unbelievable. There's no city like this in the world. You're in love with a fantasy. I'm in love with you. Este între cele mai bune scenarii pe care le-am întâlnit vreodată, de cele mai bune filme comice ale ultimilor ani, în care Woody Allen se întrece pe sine în al 43-lea film. Atenție, din 1981 Woody Allen nu are pauză la filme, în fiecare an scoate cel puțin câte un film, iar în 2016 avem și un serial plus, un film de lung metraj semnat de Woody Allen. Acest Midnight in Paris spune povestea unui scriitor, Bill Penders, care își dorește foarte mult să iasă din prisma și din tagma scenariștilor de la Hollywood și să scrie o carte. Merge la Paris alături de soția lui și de socrii săi să îi vină inspirația și la miezul nopții călătorește în timp într-o mașină de epocă spre Parisul anilor 20. What time did you get in last night? Not that late. I'll probably end up going on another little hike tonight. În această călătorie minunată, care nu este credibilă pentru nimeni altcineva decât pentru el, întâlnește personajele care se perindau în Paris în acea perioadă, se îndrăgostește de o franțuzeică, Adrienne, care studia moda cu Coco Chanel, se întâlnește cu F. Scott Fitzgerald, cu mari artiști ai vremii, Pablo Picasso, Salvador Dali, Louis Buñuel, care îi dă un sfat, o idee absurdă, care rezultă, și asta este foarte amuzant, în filmul Angel Exterminator din 1961 al lui Louis Buñuel. I had a private detective follow him. And what happened? I don't know. The detective agency says the detective is missing. I'm in a very perplexing situation. Sunt 1000 de personaje plus încă două călătorii în timp pe care Woody Allen le oferă în acest Midnight in Paris. Pentru asta îmi dau răspălăria pentru unul dintre cei mai mari regizori și scenariști din toate timpurile.